Biserica din Tennessee solicită rugăciuni, deoarece unul dintre membrii săi, fostul baterist de la Casting Crowns, Andy Williams, i-a fost amputat piciorul în urma unui accident grav de motocicletă. Într-o serie de actualizări pe Facebook, biserica sa, Grace Chapel Fairview, a menționat că Williams a suferit leziuni extinse la creier și corp și a fost plasat pe un ventilator. Pe 28 iunie, bateristul a suferit o intervenție chirurgicală de urgență la picior, rezultând amputarea piciorului deasupra genunchiului. Pastorul Jeff Bott, care slujește ca pastor asociat, a subliniat că serviciul a fost văzut de oameni din India, Anglia, Irlanda și nu numai. La 1 iulie, soția lui Williams, Kelly, și familia lor s-au întâlnit cu echipa medicală și și-au exprimat recunoștința pentru îngrijirea lor constantă față de Andy. În plus, Boyd a explicat că în timp ce familia a auzit opiniile și evaluările echipei medicale cu privire la starea lui William, familia a simțit o pace tangibilă din partea Domnului. În cea mai recentă actualizare de vineri, biserica a spus că Williams a fost operat în acea dimineață pentru o procedură cu succes, iar medicii i-au scos bacteriile din plămâni. Roagă-te ca acest lucru să-i țină temperatura scăzută în timp ce Dumnezeu continuă să-i vindece corpul. Continuă să te rogi pentru vindecare completă și pentru medicii care lucrează cu sârguință. Pentru a ajuta cu resursele financiare în lunile următoare, un cont GoFundMe a fost creat de Carly Henry în numele soției lui Williams cu un obiectiv de $250,000. Există atât de multe necunoscute despre viitor, dar slujim unui Dumnezeu care știe cu ce se va confrunta Andy. Henry a scris: vrem să-i oferim lui Andy, Kelly, Adam și Asher resursele financiare de care vor avea nevoie în săptămânile și lunile următoare. Ne-am stabilit un obiectiv de $250,000, dar vrem să binecuvântăm această familie deasupra și dincolo, astfel încât să se poată concentra asupra lui Andy vindecarea. Relatează christianheadlines.com.